Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Întrerupem programul pentru o știre super importantă. Da, pentru că domnul Zafiu a intrat oficial la curea de slăbire și mai mănâncă decât castraveți și... Vouă, nu trebuie să faci apă. Publică, vreau să surprind publicul. Da, veți sesiza o ușoară stare de nervozitate în zilele următoare și leșinuri pe butoane, chestii de genul ăsta. Și având în vedere acest context, Luca și cu mine ne-am gândit că e bine să-i dăm următoarea informație și lui și vouă, dragi prieteni. În Bihor, tocmai s-a încheiat festivalul de ale porcului. Mulțumesc. E, așa se termină, de ale porcului. Trist e că noi am aflat că s-a încheiat. Așa aflăm întotdeauna. Mereu aflăm, da, numai de fapte consumate. Da, deci unde sunt bihorenii noștri care ar trebui să ne informeze din timp că urmează festivalul de ale porcului, la care au participat 10 echipe din tot atâtea comune bihorene și niște invitați care, citez, s-au întrecut în preparate tradiționale din carne de porc. Porco. Da. Și fiecare echipă a primit porcul ei, propriul ei porc, da, pe care l-a gătit în cum s-a gândit. Deci, grătare, ceaune, fripturi, costițe la afumat, jumări, caltaboș, slăninuțe afumate, pomana porcului, alte asemenea, acolo toate au fost în locul respectiv. Și, da, nu se mai ținuse în ultimii ani, din cauza pandemiei. Da. Și acum și-au scos cum ar veni pârleala, dacă tot vorbim de porc. Da, întreabă, da, zi. Am o slăbiciune cu porcul în ulei. Da, adică aici înțeleg și proviziile de ulei. Pomana porcului. Se taie porcul, se face pomana porcului în ulei, pe loc. Mă rog, e în untură aia. În untură, da. Reporterul întreabă. Reporterul de la știrile ProTV. ProTV. Reporterul întreabă. Primim mesaj. Urmează Slană Fest la Cluj. Hai că ne organizăm imediat. Când e? Când e? Detalii. Ai răbdare. Lasă-mă puțin. Deci întreabă reporterul la festivalul de ale porcului. Ce aveți acolo? Și răspunde doamna, porcușori, cârnați în formă de porcușori. Adică... Cum arată cârnatul în formă de porcușori? Eu asta vreau să știu. Ca porcușori. Chim. Nu știu ce este cârnatul în formă de porcușori și aș mânca un kil două pe loc. Mic și gras. Da. Fiecare comună a încercat să iasă în evidență cu rețetă, nu știu ce. Mare succes la Toroș. Toroș este, m-am documentat, mâncare ungurească cu varză murată, carne de porc mai grăsuță așa. Untură, boia, uneori se mai pune și slăninuța afumată. Nu era Adidas Toroș? Da. Deci un fel de varză călită? Chimen cimbru. Da, varză călită cu carne de porc mai grăsită. Sau fiartă? Călită, nu fiartă. Cum fiartă? Ce fierb, varză murată? Ai ciorbă. E mai... Nu, e varză călită. Toroș vine de la ceva gen, cred că pomană ungurește, nu știu. Da, asta a fost. Mâncările au fost jurizate. Și a existat și segment de degustare de palincă. Julie, ce înseamnă Toroș? Stai puțin, nu, stai, nu lua așa. Nu lua așa, Julie, ești 22 un minut. Mică, mâncai carne? Da. Ok, și ai mâncat Toroș? Așa, 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 specific, da. Oredean, nu știu ce. Varză murată, călită? Da, noi suntem din Secuimea, pe acolo, sau cel puțin bunica mea nu o făcea foarte des. Wow. Ok, mulțumim frumos. Da. Deci s-a jurizat și pălinca. Iată ce spune Nicolae Pop, organizator. Citez. Noi jurizăm pălinca, pentru că orice tăiere de porc în Bihor începe cu o pălincă. Corect. De ce locuim noi în București? Asta nu înțeleg. Echipa declarată învingătoare... Fiți atenți. Deci, oamenii. Echipa declarată învingătoare la festivalul de ale porcului primește o statuetă din lemn ce reprezintă un... Porc? Da! Trofeul este transmisibil... El e păstrat un an, după care se organizează nouul campionat și se predă. E ca în Champions League. Exact, și băi, numele rămân inscripționate pe soclu. Asta mamă, e ca ce tare, exact, ca la fotbal, la Liga Campionilor. Liga Campionilor. Ca la orice cupă. Auzi, dar neapărat. La anul not, să punem în calendar. Da, 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 și am zis de fiecare dată. Hai mă, dă un coro de treabă. Și până la anul slăbesc și eu suficient cât să pot să-mi permis să... Sunt și curse avioane. Pare rău, avioane. Slană Fest tocmai s-a încheiat la Cluj. Dă un colo de slană. Băi, cum? Porc. Vrei să spargi nasul? Tot porc. Auzi, dar aia cu pălinca, de ce te ziceai că de ce suntem noi din București? Se pare că în București nu se testează pălinca și fără vreun motiv anume, la orice oră? În București primim pălinca de pomană, asta nu înțelegi. Deci noi, eu aș vrea să fiu în zona în care se produce și să intru și eu în această ligă. Aia, noi aici primim de pomană în București. Numai gura de tine. Nu te cred. Face cineva pălinca în București? Nu. Nu face. Nu. Dar poate aflăm, uite, SMS 0728 111 222. Zic și măcar să știm. Dacă produce cineva. Da. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.